Da, Sabrina, și vreau să mergem acum la colegul nostru, Cristi Popovici, care este pe litoral, acolo unde s-a declanșat o adevărată isterie pe tema minelor marine. Turiștii sunt speriați, pe bună dreptate. Bună seara, Cristi! Pe de o parte, iată, vorbim despre turiști. Ce spun ei, ce spun oamenii? De cealaltă parte, ce acțiuni au întreprins autoritățile, mai ales că există riscul, din cauza curenților marini, ca aceste mine să ajungă cât mai aproape de țărm? Da, bun regăsit tuturor. După momentele de panică de dimineață, momentul în care a avut loc această explozie, care a fost auzită de oamenii aflați pe plaja din spatele meu, sunt 50 de metri de locul unde ne aflăm. Noi ne aflăm în zona unde a avut loc explozia. Vedeți plaja, oamenii de acolo au auzit cel mai tare bubuitura. Au fost momente tensionate, în sensul în care nimeni nu știa exact ce se întâmplă. Toți bănuiau într-adevăr că ar putea fi vorba de o mină marină, însă după ce a trecut momentul respectiv, au venit cei de la jandarmerie, au venit cei de la forțele navale, s-a patrulat inclusiv pe zona falezei, s-a survolat din aer cu un elicopter Puma Naval și inclusiv pe apă au fost șalupe ale Poliției de Frontieră și chiar puitorul de mine și plase, Constantin Bălescu, puitorul care este folosit, nava de război care este folosită pentru căutarea și distrugerea minelor din Marea Neagră. După ce toți aceștia au dat verde, să spunem așa, au confirmat că zona este în siguranță, oamenii s-au mai liniștit. Au fost aceste acțiuni ale autorităților, iar până acum avem doar dovezi indirecte ale ceea ce s-a întâmplat, ale prezenței unei mine marine, pentru că dovezi fizice nu există în acest moment. Scafandrii, deși au venit, au survolat din elicopter cei de la forțele navale și de pe mare au patrulat cu șalupele respective. Nu au putut scafandrii să intre în zona digului pentru că valurile sunt foarte mari. Se așteaptă în zilele următoare să se potolească vântul și cei de la scafandrii să poată intra în apă, în zona digului unde a avut loc explozia și să găsească acele dovezi fizice, poate bucăți de metal, bucăți din mina respectivă, care să-i ducă la concluzia finală și, până la urmă, o reacție oficială a ceea ce s-a întâmplat astăzi aici. Până atunci avem doar ceea ce ne-au povestit martorii și, foarte important, este o dovadă video a ceea ce s-a întâmplat, care este în mâinile poliției române. Rămâne de văzut dacă această dovadă video, o înregistrare de la unul din hotelurile din zonă, care a surprins exact momentul și, din ce am vorbit cu patronul hotelului, ne-a spus că a văzut o coloană ridicându-se deasupra, o coloană de apă ridicându-se la câțiva metri deasupra, și o coloană de fum. Sunt doar mărturiile oamenilor și dovezile acestea le așteptăm și noi în zilele următoare, odată ce vom avea un răspuns oficial.